Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Interviul din vara anului trecut a fost o încantare, care ne-a dat speranțe, dar ulterior s-a deteriorat și a dus la despartire, mulțumită lui Naz și mai ales Oznurcula, care la premiere. Nu-l lasa pe Halil nici să respire, a tata Ilan Balea împotriva Sila, care ulterior, fiind sub influența ei, a făcut o declarație împotriva Sila, care a distrus totul. El a rămas fidel lui Oznurcula și azi iar Sila, după câteva luni fără loc de muncă, a reușit să intre la Goldia Film, unde îi merge foarte bine, dar despartirea lor a rămas de actualitate. Consider că este vinovată prin acceptarea tacită a circului mediatic făcut de fanii tăi. Faptul că ești sub contractul unui studio puternic nu îți scuza răul pe care l-ai făcut și îl faci. Puteai în două fraze să recunoști că ai plecat și lăsat balta emanet pentru Serbet. Consider asta manipulare și prezentarea minciunii drept adevăr. După un an se zile trăiești tot din comentarii emanet și caramel și tot agățată de Halil. Dar nu crezi că datorezi adevărul fanilor tai? Pe cine mai interesează cine va fi actrița de același calibru cu Halil? Știm că, oricât de mult ar dori publicul ca partenera lui Halil să fie Sila, ea este exclusă din start, fiind ocupată într-o serie de succesi, în mod special, de cei care n-au nicio problemă personală cu nimeni din cadrul celor care au jucat în emanet, așa că va fi oricare mediocra, care a participat la serie, într-un rol de emana a doua sau, de ce nu, Nanuca, care a venit să salveze emanet, de la un rating mai bun, aducându-l la performanta de a ajunge pe ultimul loc și de a si pierde publicul. Altcineva, cine a mai fost de calibrul lui Halil, că nu mi-aduc aminte. După emanet și toate acele necazuri, de ce vrea Halil să lucreze cu Oznurcula, Omer Jeco, un star de film, sunt atâtea oferte de film care vor să se alăture lui Halil și cu insultele pe care le-au făcut lui Sila, Halil merge prost răspunde la o propunere imparțială. Fie ca ei să fie cu Sila și îi putem vedea pe acești doi împreună după mult timp, și pe Sila de asemenea. Nu există alt boxer în afară de Halil, acești doi sunt pur și simplu frumoși împreună. Ce vrea să știm Oznurcula, fanii, nu ar fi trebuit să fie acolo de multă vreme. Halil și Sila sunt excelenți profesioniști, ar trebui să se gândească la succesul pe care îl vor aduce proiectului, nu la viața personală a actorilor. Ca doi actori necunoscuți, Sila este în propriul ei proiect chiar acum. Deci trebuie să fie altul. Actorii merg mai departe și Sila a făcut-o. Oricât de mult îmi place să-i văd împreună pe ecran. Te-ai gândit că s-ar putea să nu fie posibil pentru Sila acum? Sila este mai bine să acționeze fără Halil, sper că nu despre asta sunt bărbații turci în viața reală, actorii aceștia din eșalonul 2 au jucat în multe seriale la fel că și cei din Șerbet dacă pe te ține sunt actorii mediocri este clar. Astea au fost filmele de când lumea cu actorii în eșalonul 2 că nu pot fi toți de calibrul prețioasei, și să joace singura în serialii mai trebuie și, mediocri, că să o pună în evidență. Că toți ardeți de dragoste pentru forță și nu vă puteți desprinde de ea. Vrăjitoarea mediocră Nana pâlpâie în sezonul 3 mai des decât, dar ce rost are, privitorul nu poate atrage bog toată lumea și totul și ce. Că numai fanaticii lui H.A. Sila îi văd talentul, oh, cât de bine, oricât de mult joacă în timp, dar cât de plăcut să o văd. Și nu a fost ca acest proiect nu s-ar face? Nu a fost Halil retras din acel proiect? Adevărul pe care proiectul doar făcea publicitate, în alte reportații ei spuneau că Halil 50 a alese pe Mahassine Merabet ca costară, sau a refuzat și și-a refuzat așa că celte actrițe lucrau cu Halil, pentru și stil în stare, între buinul și istericul Oznurcula în departament în set de control controlul mișcările lui Halil, toți au spus că nu și voi arde cariera de actori lucrând cu Halil sub supravegherea lui Oznur.
cred că dacă proiectul continuă să membre, actrițele care pot acționa cu Halil sunt Osnur Kula, cu multă experiență de actorie în filme numai pentru adulți, Nanuka care nu se poate încă polo de actriță, sau Kmerovs Hassine. Pentru a manipula și a manipule cătiții bărbați odată, acele trei femei sunt total de același calibrul cu Halil, celelalte actrițe au grijită de imaginea actorală și nu cred că or sunt de acord să luncă cu un actor de eșec from yes. Trec în revistă fotografiile în care apar actorii Halil Ibrahim și Sila și sunt evident fotografii de studio în care apar mereu ținându-se de mână, împreună, zâmbind și am ajuns la concluzia că sunt fotografii de mult timp când lucrau la Emanet. Nu au publicat niciodată nicio fotografie în care au fost văzuți sărutându-se, luând cina sau făcând dragoste unul cu celălalt, de parcă artiștii de la Hollywood ar face, nu neagă niciodată o relație. Cine este acest biscuit o merge cu? Pentru noi fanii lui Silhal nu este nimic. Naim Selat. Iar Sila este cel mai bun, cel mai talentat, cel mai frumos și mai fermecator, de aceea castigai în tot ce întreprinde. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.